de călătorie. Cred că e ultimul din vara aceasta, pentru că este ultima zi liberă, zi liberă în UK. 31 august este ultima zi liberă de la stat, ca să zic așa, din an. După aceea, următoarele sunt zilele de Crăciun. Și pentru că este cât de cât frumos afară, prietenii noștri dragi s-au hotărât să ne invite la o escapadă, așa. Și mergem în Wales, o zonă foarte frumoasă cu baraje, o zonă destul de izolată, în care noi n-am mai fost, dar din ce am văzut poze și imagini pe internet, arată foarte frumos. Din păcate, doar o noapte o să stăm acolo, adică astăzi este duminică, am plecat după biserică, e deja destul de târziu, dar mai avem cam o oră și o să ajungem și ne întoarcem mâine luni, pentru că luni, după cum am zis, este ultima zi liberă de la stat anul acesta și am zis să profităm de ea. Din fericire, este și vremea foarte frumoasă, adică sunt 22 de grade acum, este ora 4, mergem de ceva timp, este un drum destul de lunguț, cam vreo 3 ore de mers am avut, tocmai ce am făcut o oprire, ne-am revergorat un pic și acum ne-am pus din nou pe drum și mai avem cam, după cum am zis, cam o oră de mers și m-am gândit să fac intro-ul așa cum v-am obișnuit din mașină și să vă filmez un pic și drumul, pentru că nu mergem pe autostradă, mergem pe drumuri dintre acestea de țară, ca să zic așa. Ia să întoarcem camera. Și n-a vrut. Așa. Și să vă filmez un picuț drumul. Your shadow stretching on the floor while the sun gets low. I got a feeling that the glow deep inside my core needs to breathe to flow. We push it right on through. I know you need it too. Because we have been working hard right from the very start. Who knew we'd get this far? But now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long, long way, so we deserve it, mate. Call it a day and celebrate. Let's celebrate. We give it our best.
Sometimes we need to stop to see what we have assessed. I'm grateful about everything because we have been working hard right from the very start. Now we get this far, but now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long way, so we deserve it, mate. Call it a day and celebrate. Let's celebrate. De data asta chiar a venit mașina. GoPro, take a picture. See ya. See ya, no. Hai să vedem mai așa. Ia. Hai, ia mai încoa. Hai. Hai, 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 hai. Să fac o poză. Hai, mai aproape, mai aproape. Nu, serios, că după aceea ce schimbi hainele. Hai, Daniel. Tata, îmi scund. Nu mă sunt serios, da? Bine. Păi schimbă seriozitatea, o lăsăm în haine, nu? Îi băgăm pe veselie. Dar de ce stați așa? Să stăm și noi așa. Ca să stăm la nivel copiii. Da, da, mai noi suntem așa? Voi doi erați așa! Ca și cum tragem în părți, nu? Cum... Ia uite, am început să-mi dă venea. Deci noi, ne-am zis, azi este ieși după aia cu toții iarăși, că a zis că nu avem semnal acum. Da, nu vă-mi prea aveți semnalul. Păi da, după aia pe intervalbe, cu ce venim cu pocet să avem semnal. Da, dar știți unde ne găsiți, adică aveți postul postal. Ok, deci ne așteptați, da, ok, bine, perfect. Cred că așa ar fi cel mai bine, ca să apucăm și ajungem și noi, Snica. Auzi, da, barajul ăla este mai aproape de unde suntem cazați noi sau mai aproape de unde sunteți voi? Da, deci atunci să veniți voi la... Da, așa facem. Da, păi când m-am uitat, am plimbări așa și scurte, am văzut de jumătate de nu, plimbări. Nu, 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 eu țin. Pare lungă de vreo 4 mile, asta așa pe mâine. Da. Așa mâine facem. Mâine să ne obosim, da. Hai, okay. Cu fie înapoi. Hai, mergem, că vin mașinile, haide. Bun, deci, așa face. Nu că zic așa ar fi, ca să nu pierdem. Da, păi așa face. Să mă închidem. Ce? Scoate una pe geam. Aș putea. So
Am înțeles mesajul. N-am înțeles mesajul atunci. Vezi la spate? Nu, 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 e ok. Ce faceți? Am... pauză de filmat. E moale. Da, bagă-te acum mai aproape, au loc lângă tine. Dar tu ai coborât și ai lăsat și ușa deschisă. Nu, nu, stop! Stop, stai acolo! E răcorica? Da, e alb. E alb pe jos, de cât ferici sunt. E verde, așa deschis. Mm-hmm. Ah, ce aer curat. Trage, trage. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Unde alergi? Unde alergi? Că vine mașina! Vine mașina! Vine mașina peste noi! Mm. Mami Floricei. Ți-a pus Mami Floricei în păr și te-ai dat jos? Haide! Nu! E frumos, rău! Hai! Da! Hai să mergem, să urci! Nu te urca pe acolo, că vin mașini! Vin în coace! Hai! Ia uite motocicleta! Hai! Hai să mergem, că mai avem un pic până la cazare! Ia uite, da! Hai! Repede, repede și acum ajungem! S-a lovit în crenguță? Ce mă, nu mă pute așa ca proști în caza mea? Eu? Și mai sunt și mai în jos. De că vine și ăsta. E fată, mă. Asta e fetiță, dar ăla nu e. Ăla n-a fost. Dar ce fel de vaci ori fi astea? Tătăriță. Figuroase. Tătărița asta, he's not very happy. I-am luat poza. N-am jurat, cred. Au și pui! Te-am zis că sunt și mai oițe și de văcuțe și drumul este foarte mic și îngust.
practic acolo mi-a părat și mie unde erau alea, dar... Ia, mă apreșe un pic aici, să vedem oamenii ăștia ce zic. Așa este când mergi prima oară într-un loc, nu știm exact unde e cazarea, dar o să o găsim. Harta zice că am trecut. Ce? Tot înainte, 8 minute. A. Dar zis să o ia e înainte, dacă știu unde e. Stai cu ea. Că mie mi-a părat că am trecut. Aici, da, acolo arăta. Dar nu-i problema. La hambar ăsta e zis Oali. N-aveam ce problemă, nici cu aia. Era un hambar. Zicea, ați ajuns la destinație. Nu prea cred. Adică, da, vorba lui Oali, n-aveam nicio problemă, nici cu ăla, da. E bine și în hambar. Depinde de preț, nu? Închide geamul la tine, tău. Just yet.
că suntem un grup mai mare, o parte din noi sunt cazați aici unde încercăm să ne oprim acum. O parte, din păcate, n-au mai găsit cazare aici și sunt cazați cam la jumătate de oră, 40 de minute probabil de noi. Ah, ce tare parcare e aici. Ok. Un pic am... E parcarea pe marginea drumului. Eu am o problemă cu chestia asta, dar... Din păcate asta e. Astea sunt situațiile pentru... Asta e situația pentru că e zona asta de serpentine, așa, de muntele. Da. Ok, o să opresc filmarea aici, o să ne cazăm și noi și cu siguranță o să filmez din cameră, să vă arăt camera, să vedeți cum este și după aceea o să mergem să ne plimbăm din nou. Îi așteptăm pe... Așteptăm ca grupul nostru mare să se reunească și o să mergem să filmăm și să ne plimbăm. V-am pupat! Am ajuns, ne-am cazat, vreau să vă arăt, camera este foarte drăguță. Stai, nu te dezbrăca încă. Să arăt camera la oameni și după aia vă să te dezbraci. Început așa din ușă. E cu mobiluța asta de lemn, așa. Cu șemineu. Și cu chestia asta care... E mai mult decorativă, cred. Având în vedere că e covor de desubtul ei, cu siguranță e decorativă. Vezi să nu iasă ceva de acolo să te mănânci. Cu covor. Dar n-a fost decorativă. Și ca de obicei, clasicul, clasica stație de ceiuți și... Ei au fost drăguți și ne-au dat și apă și pahare și căni de ceramică. De fierbătorul? Și fierbătorul este pe hol, pentru că... Ah, au spus oamenii, zona este, să mă bag în oglindă, să mă vedeți. Zona este foarte, e foarte izolată aici și ca casa asta merge pe generatorul lor. Și ca să consume energie, au fierbătorul la comun, fierbătorul la ca comun pe etaj. Da. Are doar 5 camere. Ca să nu facă, să nu consume deodată foarte mult ca să forțeze generatorul. Na, da. Sunt doar 5 camere. Na. De închiriat aici. Da. În orice caz, ești tu. E foarte drăguț. Foarte drăguț. Camera aceasta a costat 120 de lire. Spre deosebire de 180 în partea cealaltă și să vă arăt. Și vreau să zic că nici nu se compară. Nu se compară, nu. Și asta este peisajul pe care îl vedem din cameră. Zici că suntem la munte în România. Este absolut superb. Și să arătăm și baia de data aceasta? Da. Oi, mă! Uite și tu cum am făcut hârtia igienică. Ce, o fundă? Eu am făcut o fundă. Nu pot. E o oaie fix. Fii atent că zice Ștefan. Este o oaie, deci stau pe WC-ul și văd oaia pufoasă care mănâncă. În grădină, în curtea. E foarte tare. A venit și ea să mănânce, ce să facă. A, uite, au venit Andrei acum. Aha. Du-te tu și fără... Du-te tu și ei, că uite și pe Nati. Au venit ceilalți membri ai expediției noastre. Strigă-i! Sunt în grădină. Be. Termină! Tania! Uite, mă, s-a uitat un pic și nu... S-a uitat un pic, foarte puțin. Da,
O să ne schimbăm și noi și coborâm și o să mergem să ne plimbăm un pic. Dar am vrut să vă arăt camera, e foarte drăguță. Inclusiv prosoapele le-au făcut, prosoapele de pe pad le-au așezat așa frumos. Deci foarte drăguț. Uite ce frumos l-au așezat. Păcat că stăm doar o noapte, că e foarte frumos. Da, haideți că o să vă mai arăt când ne plimbăm. Ok, ne-am schimbat, e un pic răcoric aici. Na, suntem în zonă cam de munte, dar domnul meu are călduri. Și suntem în mașină. Așteptăm să se reunească și să se bage toți copiii în mașină. Și mergem un orășel care este cam la 15 minute de mers cu mașina până mai încoa, ca să ne luăm ceva de mâncare sau să mâncăm ceva acolo. Deocamdată nu cred că s-a hotărât. Nu știm deocamdată. S-ar putea să luăm ceva de mâncare și să ducem aici, pentru că aici unde suntem cazați au o terasă foarte frumoasă și ei n-au mâncare, nu au restaurant ca să facă mâncare, dar ne dau voie să venim cu mâncare din exterior. Așa că o să luăm probabil niște cartofi prăjiți și ceva, pentru că astăzi este post. Zi de post, este tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și este zi de post și încercăm și noi să ținem cât se poate. Așa că o să luăm niște cartofi foarte buni prăjiți în plongură. Cu mușdei de usturoi, dacă se poate. Cu mușdei de usturoi nu se găsește aici, dar cu sos de curry cu siguranță se găsește. Cred că s-au pornit. Da, nu prea, da. Ne-am pornit arăt. Opa, da, trebuie să-mi pun și centura, cica. O să țin un pic. Nu te grăbi, e ok. It's ok. Uite, mai e parcare și aici? Sau e tot ceva de vizitat? S-ar putea să fie alt traseu. Parking for Penbond. Nu, deci aici e parcare. Uite, să parcăm și noi aici, că e mai bine decât acolo unde suntem parcați. Acolo e parcare. E mai aproape, da. Uite, da. Telefon. Dar nu-mi place aia în drum, așa, acolo. Da, într-adevăr, e un pic acolo. E făcută parcare special, deci nu este așa cum credeam. Vai, ce frumos sunt copacii ăștia, ia să-i filmăm. Deci mă simt ca la munte, în țărișoara noastră, România. Este o zonă de revenit când te duci așa doar un weekend. Am notat câteva. Am luat asta, carte de vizită. Na. Da. Ca să și osteluță. Și hotelașul ăsta unde stăm este foarte drăguț, ca să mai revenim. Foarte drăguț. Și micul dejun este 9 lire, adică mi se pare. O să vă filmez mâine dimineață să vă arăt micul dejun, dar e mic dejun englezesc, adică cu destul, care e destul de consistent. Normal, noi nu mâncăm carne, dar cârnați, ouă, fasole, ce mai au? O roșie. O să filmez mâine dimineață. Să vă facem o poză. Da, este
și vreme. E ca în Scoția. Scoția, Scoția este mai frig, dar noi nu putem să spunem că n-am fost deocamdată în Scoția. Asta e lavandă pe marginea drumului? Nu, 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 e ceva care seamănă cu lavanda, dar nu e lavanda. Nu e, spun sigur că nu e lavanda. Pare să fie. E posibil să fie o lavandă sălbatică. Uițe peste tot, în Țara Galilor, nu știi că stuițe peste tot? Mai inclusiv, inclusiv la... Da, da, ăștia aici le lasă și libere, așa. Inclusiv unde suntem cazați, sunt uițe în curtea... În curtea pensiunii. Păi nu ai nevoie să tai iarba, știi? Bagi uița. Bagi uița, păi nu, o lai să vină, că ea vine, dragă de ea. Nu e bine cu uița să... O taie foarte mică, da. Și plus că ele o mai și rup. Nu o taie doar. Mai avem mult? Frână, frână.
ce nume au ăștia la orașe în țara galilor, fata, ai văzut? O coanda, bă, cât caută, un greu, tu, la obrăr. Ok, ok. Păi a zis că pe aici am venit. A zis că sunt două rute, dar tot am trecut prin orașul ăsta, ca așa a zis și Alexandra. Asta e orașelul ăla, nu e orașelul ăla pe care l-admiram noi? Da, da, mie de ce. Dar vezi cât de aproape e așa? Și noi am ocolit foarte mult pe partea aia, pe unde ne-a băgat. Da, e posibil. Păi nu, a zis și nenea asta de la hotel. De unde sunt încazați, a zis că e mult mai ocolit așa. Dar de ce n-o fi băgat așa GPS-ul? Pentru că am băgat codul pe ăștia. Ah, da, și ne-a dus la hambarul ăla. De asta. Da, da, eu am căutat pe Google Maps și tot acolo m-a dus. Și ziceau ei că pe Google Maps apare corect, n-a apărut corect. Cred că trebuie să parcăm undeva, sincer. Aici la obeliscul ăsta, la ceasul ăsta, la cum se numește ăsta. Stop aici. Ce regulă ai? Ah, ok, deci noi avem stop. Adică trebuie să dai prioritate la ceilalți. Ok, hai că facem la stânga. Că dacă am luat înainte, cred că am stat aici până. Dar tot trebuie să dai prioritate dacă o iau ăștia înainte. Dar și acolo e stop. Din stânga și din dreapta au stop și ăia care vin din față aveau. Da, el... Lasă-l lași. Că zice că Alex vrea să-și pună pantaloni scurți pe el. Zic, se simte răcoarea așa, știi? Păi nu, că ziceam că simte că stă mai la mult aici. Mai la deal. Ce frumos curge. Uite, fii atent ce vine aici, se lovește de stâncile astea și așa. Și în partea asta e lin. Uite, Andreea, ca în viață, vezi? Da.
Da. Câteodată e cu, uite, cu circulețe, cu... Nu-i nici apa din purgătoare, nu-i nici viața așa. E normal. Vezi ce frumoase forme sunt făcute tocmai de la... Da, de la... De la apă. Ali, de ce ai luat aparatul ăla cu tine? Să nu te ia vântul? Bate vântul rău, a? Nu, nu coborâm acolo. Ia uite ce frumos cântă păsările. Da, pasiunea mea. Da, mânuța? Hai. Opa. 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 Wow. Mergi pe mijloc, așa. Mai muțica cu cercei. Joacă noaptea pe la 3. Dar cât urci? Rafael, ești ok? Are? Da? Rafaelu, vezi că crenguța aia e cam șubredă. Eu zic să te dai jos totuși, dacă... Tu ești foarte sus acolo, ia uite. Ia uite ce sus ești. Vezi ce înaltă ești? Na, 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 na. Stai acolo să-ți facă Alex o poză. E cu Andreea. A, de fapt, de aici începe parc. Aici e ăsta, River Walk-ul. Da. Da. Hai, stai acolo. Hai și pe sus și pe aici, am văzut că și pe o parte și pe alta poți. Da. Nati! Uite, poți să mergi. Hello! Pădure, dacă vrei. Na, 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 na. A scăpat mai multa. A scăpat mai multa. S-a mai urcat. Deci concluzie, scuzați lumina, e deja aproape noapte. O să aprind o lumină de aici. O să mă văd și eu la un pic mai bine. Da, mult mai bine. O diferență semnificativă. Ia. Yeah. Oh. Ah, ia uite ce frumoasă e lumina asta galbenă pe fața mea. Sunt o belă. Ok. Concluzie. Am mâncat de n-am mai putut o baghetă din mașină pentru că peste tot în acest orășel foarte frumosel, numai cu rezervare, totul e rezervat, totul e plin. Până... E duminică, mă. Da, dar era pustiu în unele locuri, adică nu pustiu, dar erau locuri și aici, inclusiv la ăștia. Am luat niște mâncare cu noi, că se poate să iei, să dai comandă și să ți le pună, să le iei acasă. Și am luat de la niște indiene, niște curiuri, niște cartofi prăjiți, niște samosas, niște de-astea. Și mergem unde suntem cazați, pentru că acolo avem voie să luăm mâncare din alte părți și să venim cu ea. Și mergem să o mâncăm. Este deja 8:30. Suntem liniți toți. Și obosiți, dar oprește bine. Dar nu mai avem mult și o să mergem să mâncăm. Ok, o să închei și ne vedem. De ce nu îl așteptă și pe Ștefan? O să închei și ne vedem mâine când o să mergem la plimbare sau la micul dejun. Neața, este luni dimineață. Trebuie să mă gândesc un pic la asta. Am luat micul dejun aici, foarte bun, foarte frumos, și este destul de recoric afară, dar este încă destul de devreme, 9:30 dimineața, și
grupul nostru mare nu s-a reunit încă, așteptăm pe ceilalți care sunt cazați un pic mai departe de noi, dar până una alta, pentru că copilașii noștri de aici nu prea mai au răbdare și sincer nici noi nu prea mai avem răbdare, mergem pe un traseu care este foarte aproape aici de noi și este scurt, de jumătate de oră, ca să ne mișcăm așa un pic, să ne încălzim un pic. Destul de recoric afară, după cum se vede, nu e nici soare. Așa că o să vă arăt un pic pe aici, pe unde mergem. Și după aceea, cu siguranță, o să mai mergem și o să mai facem încă un traseu. Cam asta este planul pe ziua de astăzi. Din păcate, trebuie să ne și întoarcem acasă. Nu că ne pare rău că ne întoarcem acasă, dar e foarte frumos aici. Am mai fi stat așa încă câteva zile bune. Este o zonă foarte frumoasă. De chiar să vă arăt cum arată, așa se numește. Și tocmai aici am coborât pe ăsta și așa arată din exterior. Ține ea poarta, mă. Mulțumim, iubita, mulțumim. Da. Da, ne avem noi mapul. Avem și mapul, dar ia uite, zice că poți să mergi între alea două rezervoare. Ăsta mare. Dar ăsta zice că e dificult. Mami, ia uite. Da, mami, asta uite, asta e asta verde pe care da, mergem. Da, asta. De 30 de minute. 30. Mami, hai să mergem. Mergem, iubita. Merge. Ah, uite, noi pe astea le-am văzut. L-am văzut pe ăsta, l-am văzut pe ăsta, l-am văzut pe ăsta și pe ăsta. Că noi am mers așa. Și acum ieșim la ăsta? Ăsta e ăla? Ăla, ăla. Ah, și uite, poți să urci și să mergi aici sus. Da, dacă uite, nu mireasă. Sia. Ține poarta. Nu e așa de greu, doar eu împiedicată, nu vă speriați. Nu, e deloc. Doar eu împiedicată. Ia uite ce frumos e. Superb. Wow. Dar ia uite-te încolo. Și de acolo, pe mijloc, e tunel prin el. Și, normal, când e apa mare, trece prin gaura aia de acolo? Și pe deasupra. Mami, vine, deasupra. Mami, ce mică e, înseamnă. Uite pe poză, știi, la barajul Bica. Da. Dar uite ce mică e, că se vede fundul. Și uite ce curată e. Dar e, se vede că nu i-a dat drumul, că uite ce, zici e că stă. Pic, este na, tută. Este ea tută. Curge acolo, vezi că curge foarte puțin. Nu i-au dat drumul. Pentru că n-a mai plouat, n-a mai plouat, iubire, și nu e apă. Deci că au fost cele mai scăzute nivele, nu știu când, acum vreo 20 de ani. Cele mai scăzute nivele apei. Și ăștia tot alimentează Birmingham, nu? Da. Ei, na. Da, de aici vine pentru Birmingham? Cu apă Birmingham-ul. Tocmai de aici vine pentru Birmingham? Da. Wow! Da, deci astea 6 rezervoare așa au fost construite ca să alimenteze Birmingham-ul. Da, acum nu mai vine. A, da. Tot în continuare? Ia uzi. Iubire, faci tu o poznă. Și mai sunt alea din... Ce alimentez alea din nord unde am fost cura Luca din bătea vântul de... Nu știu cum să mergem. Spore... Da, n-am da. Mai țin minte pe unde. Păi ora. E destul de abrupt aici. Asta dar ia uite. E începutul la trailul ăla care înconjoară până la dincolo și vine înapoi. Oh, ce frumos. Ale, poți să faci o poză? Da, din capăt da. De acolo. Pe...
sau așa. O să faci de aici. Să te filmez, să se audă cum sforei tu aici în brațele tatii. Lasă că te-ai în filmarea până acum. Ia uite, un pește acolo. În vârf. În vârf la ăla, nu e un pește? A, bă, da, It's a bit creepy. Huh? E întuneric. E încuiat, iubita. Da. Ajutor! Nu te urca pe el, iubire. Mami! E să bagi și tu năsucul acolo? Vrea să miroase și el. Ocolește! Ocolește, mama! Hai, uite, ocolim! Așa! Aici au mai fost și oițe. Trebuie să ocolim. Ei, ne întoarcem acum, dacă am venit până aici, doar nu ne-am oprit. Când am ajuns aproape de vârf. Da. Uite, se vede că nu e dată drumul. Că uite, cât e în partea asta și cât e în partea aia. Uite, că barajul ăsta are 37 de metri înălțime și 161 de metri lungime. A fost construit în 1903 și a avut nevoie de 69.000 de metri cubi de piatră. 69.000 de metri cubi de piatră. În 1903 a fost construit. Și are 37 de metri înălțime și 161 lungime. Deci este, deci generează și generează și curent, nu numai da, da. 12 km. Ce au 12 km? Zice the track along the reservoir in Elan Valley Trail extends de la Ryder to Craig Gorge Dam o distanță de 13 km. Dar asta ce dam e asta aici? Penigare, uite, scrie sus. Penigare. A, deci înseamnă că asta crei goci, asta e altul. Da. Aici scrie în arab. Ma da. Scrie în păsăreasca lor, în galeza lor. În elvișa lor. În... Aia e, da. Dar tu, în mod normal, se ridică până sus acolo, peste, și trece peste, da. Wow!
Ce mică e. Prin găurile alea de pe partea aia, dar de fapt nu, pe deasupra trece. Da, că are o seabă de bine de sub. Dar ce mică e. Da. Am văzut un baraj, acum am ajuns la altul și o să mai facem un alt traseu și vreau să întorc camera să vă arăt cum arată acest minunat baraj. Este foarte mare, în mod normal, din păcate acum este apa este foarte mică, dar în mod normal apa curge prin găurile acestea și ca un fel de cascadă aici. În poze așa arată, dar din păcate, după cum am zis, apa este foarte mică acum. Dar asta nu înseamnă că nu este foarte frumos în zona aici. Asta se numește așa. Craig Goh. Nici măcar nu o să mă închinui să-l pronunț. Craig Goh. A, așa se numește? Da. Asta unde e celălalt e Penny Garreg, unde am fost. Da. Garreg Due, ăla care e scufundat, o să trecem pe viaduct. Asta clar, noi nu ne întâlnim cu el. Deci sunt patru în total. Sunt șase, de fapt unul nu e terminat și ăsta al șasele e pe altă rută. Ah. Ăsta pe cercul care îl facem noi, sunt astea patru. Astea patru. Da. Uite astea adică. Da. Să le vedem noi. Astea care sunt în harta aia pe care o avem noi. Ăsta e Cabin Goh, unde suntem acum. Ba nu, vorbesc prostii. Ăsta este. Ăsta este, uite cum curge apa prin ăla, dar nu se vede. Ăsta este Penny Garreg. Ăsta nu-l vedem. Nici ăsta nu-l vedem. Ăsta este viaductul care este scufundat, uite, sub Birch Dam, Garreg Du. Și Cabin Goh e ultimul. Păi și ăla pe care l-am văzut? Ăsta deja? Este. A, ăsta este? Ia uite cum curge, mă, normal. Și pe ăla peste. Ce iubita? Opa! Are și la fel. Trebuie. E place spancă geam. Dă-o pe Maria la bunica. Să mă leam în două ocupate. Steady. Geam. Încă o dată? Te prind? Ia. Steady. Oh. Yay. Încă o dată? Încă o dată? Dacă vine o mașină. Vine o mașină, da? Ne dăm la o parte. Mai lipită de perete, da? Că vine mașina. Așa, bravo. Uite pe Rafael. Nu mai putem, că trebuie să facem aici. E foarte lat. Da. Avem o expediție plină de fotografi, de cameraman, de... Da, suntem un turneu. Suntem de bazați, măi. Suntem cum se zice, un echipă întreagă de filmare, de documentare, de... Facem un documentar. Un documentar. Doco. Un documentar. Documentar.
documentăm. Să ne documentăm și noi un pic. Uite ce frumos se vede încolo. Cred că era și mai frumos dacă ieșea așa o rază două de soare. O rază două, doar. Doamne, știu că nu plouă, ce să mai. Ține-ne sănătos, că e bun și așa. Am fost odată ieri era soare, ieri era. Am fost odată cu Ali într-un an tot în Wales și am urcat așa pe un deal din ăsta. Și era, noi urcam, jos era umbră, mai urcam, ieșea soarele, după aia iar prindeam, ieșea, intra, erau așa petece de cum erau nori. Ne-am oprit la o mică cascadă așa. A, ce frumoasă e încolo. Să întorc camera. Să întoarcem camera. Da, pot? Oare pot? Uită-te la Andreea. Dar unde te mai duci tu? Cred că ultima oprire pe ziua de astăzi și pe aventura noastră. Ne-am mai oprit la un baraj, am mâncat ce avea fiecare de acasă. Ne-am luat cât un ceai, cât o cafea. Pentru că este ora... Cât e ceasul, iubirea? Este ora 2:30. Da, deja mai stăm mult. Nu mai stăm. Cred că mai mergem până acolo, îl mai plimbăm un pic și după aceea ne pornim la drum. Să întorc camera ca să vă mai arăt un pic. A dat drumul la apă. Gașca veselă! Nu mai e gașca veselă, se vede că ne apropiem de întors acasă. Da. Nu te mai întorci acasă? Ok.
Mamă, cu câtă presă unii mine. A vlog. Vlog. Vlogăm. Ce wow. Vlog? Una alta chestie, socoteli. Faci matematică? Nu. Vezi cu socoteli? Never matematică. Noi de stai. Unde e? Unde e? Uite, de acolo venim. Hop. Ce faci? Mergem? Să vină și băieții da, așa, da. Se mișcă așa, mai greu, zici că sunt bătrânele. Ceva de genul cum am fost dimineața, știi? Dacă putem să ajungem mai sus în partea ar fi fain. Haide, eu așa cred. Sorry. Oamenii ăștia de acolo, de sus au venit. Ah, da? Thank you. Thank you. Mai zi o dată. Nu l-am prins, îmi pare rău. Chiar nu l-am prins. Mai zi o dată. No, nu mai. No, no. Am ratat momentul. Deci, din momentul în care m-ai dat live la televizor, păi da, deocamdată nu te-am dat, trebuie să-ți arăți talentele. Deocamdată să vedem dacă te dăm sau nu. Să știi că mi s-a întâmplat. N-aș fi prima oară. Nu la evenimente importante, dar la chestii de genul ăsta. Tu cânti? N-auzi, bre, că trebuie să-ți arăți talentele. Mi-a arătat acolo. Să vedem dacă ai. Ce față mi-a făcut. Te rog. A fost poza lui Ștefan, dar s-a șters. De la acrobații, la poezie, teatru, cântec. De toate pentru toți. Am terminat. Eu am terminat. Nati. Siuța, siuța. Alexandra. Da, s-ar mai. Oh,
Alex. Alex. Ștefan. Ali. Ali. Mă scuzați. Așa. Zâmbiți, uite, endorfinele, vezi? Uite, uite cum zâmbești. Cum zâmbești? Cum zâmbești? V-au venit endorfine. Uite, uite ce fac cu zâmbești. Uite. Uite. Am antrenat aici. Simt bucuria. Da. Unde? Ce acolo, șarpe? Nu mai pe care. Sus? Merge sus? Sus, sus, sus. Hai că rămân fără... spațiu. Nu mă fără spațiu pe card. Bună, uite. Mergem aici să vedem? Da. Se joacă. Hai. Ce faci? Vezi că urzica aia. Nu aici apoi. Anastasia, hai aici la mama. Vino aici. Vino aici să vadă mai bine. Alta, da. Uite ce zigzag. Așa am urcat și noi în zigzagul ăla, așa fiu, fiu, fiu. E mai scurt pe aici, cred. E mai scurt. Rafael, așteaptă. Muntele pare ceva sobă, uite un corn acolo sus. Vezi? Wow! Pe partea oare? Nu știu, dar chiar că e un horn. Sau e doar o trăiță și arată ca un... Cred că e doar o trăiță din aia, de scrie ceva pe ea. Nu are gaură. Na. Dar îi facem, nu-i problemă. Am venit să vedem ce e chestia asta, care de jos pare a fi un hor. Dar nu este un hor. Și dacă a fost, i-a pus capac. A fost ceva construit, e construit, da. I-a pus capac. Nu mai mergem, mergem bine. Jos. Trebuie să ne întoarcem. Hai, vino aici. Hai, ia. Stai hopa. Stai hopa, da? Deci stai acolo. Hai, da. Cocoșii noștri. Facem poză, da? Eu sunt cea mai mare. Da, 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 să ne știu, da. Aici un hobbit sau nu? Nu. Sau probabil. Există o posibilitate. Da. Te uiți, ia? Faci mâna? Da? Aici asta, cât e? Bravo!
Ce s-a întâmplat? Am văzut și Maria, nu văzut. Bine, hai să facem în mijloc, da? Uite, Rafael, să mijloc. Hai. Nu mai mergem acolo sus. Mergem și noi. Da, păi, eu cred că chiar că o să cobor că... Vede, mulțumim! Gata? Gata, coborâm. Mergem să... Mergem către mașini și mergem către casă pentru că e deja trecut de ora 3. Drumul este de vreo 3 ore până acasă. Așa că cam asta a fost. Vă mulțumesc că v-ați uitat la vlogul de călătorie de weekendul acesta. Vă pupicesc, nu uitați să dați like, să vă abonați și ne vedem.